Primăria orașului Cimișlia și-a schimbat aspectul exterior. În fața sediului, pe un postament, se înalță un complex din trei piloni cu trei drapele. În mijloc, drapelul Republicii Moldova, în stânga, drapelul orașului Cimișlia și în dreapta, drapelul Uniunii Europene. Pe piloni, cu litere mari, este scris Primăria Cimișlia, iar pe timp de noapte, inscripția și pilonii este iluminată cu lumini tricolore. Lucrările au costat circa 70.000 de lei din bugetul orașului, susține primarul de Cimișlia, Sergiu Andronache. Într-un final, după o lungă perioadă de reconstrucție a teritoriilor din fața primăriei, am reușit să schimbăm la față tot ce își ține de amenajarea teritoriului. Și ca o completare deja în fața primăriei, ca să deosebească ca clădire publică, am decis cu echipa primăriei să instalăm trei drapele cu suporturi care vor fi iluminate și să, adică toată lumea să-și dea seama că aici este administrația publică locală. De nivelul 1, Primăria Orașului Cimișlia și Consiliul Orășănesc Cimișlia. Aceste costuri sunt din bugetul primăriei, aprobat de către Consiliul Orășănesc. Costul este în jur de 70.000 de lei. Lucrările au fost executate de către o întreprindere din Chișinău. Potrivit antreprenorului, această prezentare este a doua din Republica Moldova și caracterizează respect față de simbolica statului Republicii Moldova, Uniunii Europene și localității Cimișlia. Asemenea proiecte în Republica Moldova este a doilea proiect care îl realizăm. În raion este primul, efectiv, simbolistica statului Republicii Moldova, Europei și stema Cimișliei. De asemenea, în Cimișlia am mai avut anul trecut o colaborare frumoasă, am construit 6 stații de așteptare autobuzelor și sperăm și anul acesta o să continuăm mai departe cu proiecte frumoase. Ne dorim să ne facem și noi un nume sănătos, de aceea prestăm cele mai sănătoase servicii, ne străduim să folosim cele mai înalte calități ale materialelor și cele mai durabile. În primăvară, peizajul din fața primăriei Cimișlia va înverzi. Deja sunt sădite roze, brăduți și alte specii de plante. Da, sper că o să se prindă toate aceste elemente de înverzire, care, dar nu sunt elemente, e material săditor, cu iată, aceste care sunt acoperite, le-am protejat împotriva înghețului, sunt trandafiri copaci și am pus în jur de 17 specii de arbori și arbuști. Construcția se completează bine cu amenajarea teritoriului adiacent sediului primăriei Cimișlia. Deja au fost finisate lucrările de amenajare a teritoriului. Pragul, scările, pavajul, scena din fața primăriei, care au costat, potrivit primarului de Cimișlia, Sergiu Andronache, circa 700.000 lei. Lucrările de reparații la amenajarea teritoriului în fața primăriei au costat în jur de 700.000 de lei. Urmează ca să mai instalăm, dar o să fie o surpriză, încă două elemente aici în față, în fața scărilor de la primărie, dar o să fie o surpriză după ce le-am instalat, vă spun despre ce este vorba.